Bună seara, sunt Andrei Șeraru. Iar eu sunt Alina Eremia. Și începe marea finală a sezonului 2 la muncă. Iată imaginile. V-ați întrebat vreodată cum se fac știrile? Eu m-am întrebat și m-am întrebat atât de mult încât atunci când eram mic îmi doream la propriu să fac asta. De la vârsta de 10 ani mă uitam la știri și eram înnebunit după tot ce înseamnă camere, reportaje, televiziune, montaj și scripturi. Iar astăzi am ocazia să fac asta la propriu, să lucrez într-o televiziune, să prezint un jurnal de știri și să dezvolt propria mea știre cap-coadă, la fel ca un reporter. Dar nu o să fac asta singur, astăzi colega mea este Alina Eremia. Întrerupem știrile cu o veste de ultimă oră, un avion care a plecat din Grecia și se îndrepta către Iași, aterizează de urgență pe aeroportul Henri Coandă. Bună ziua, ce ne puteți spune? Puteți să ne spuneți cât de gravă este situația? Eu l-am luat 3 rânduri în spate, delegez de ce s-au întâmplat cu ăștia mirii aceștia care veneau ei de unde veneau și s-a întâmplat cererea căsătoriei și după aia soacra a căzut. Bun. Înțeles. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără camere de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da fariment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Andrei Șeraru, observator. Shelly, Alina, bine ați venit la Observator. În platoul Observator ocupați locurile de prezentator așa astăzi. Vorbești? În viața reală nu vorbesc chiar așa, dar să știi că atunci când știu că sunt filmată, e defect profesional. O obișnuință. Poziția pe scaune, Alina? Nu o să stai picior peste picior niciodată. Ok, deci trebuie să imit poziția ta de acum, da? Așa. Da, sunt importante și mâinile și atunci avem mai multe variante, ori cu foaia. Asta vreau să vă întreb, pentru că asta este mișcarea clasică. Deci asta este. Voi chiar aveți foile așa dezordonate și când intrați simțiți nevoia să le faceți așa sau e să un tic? Să știi că poate să fie un tic. Mie cel mai fain mi se pare și când ieșiți din jurnal după ce terminați că mai e macaraua, știi care exact, e pe voi exact. Și voi sunteți așa. Nu. Shelly, nu te-ai uitat așa, unde trebuie. Așa, păreți preocupați. Pentru început, Olivia Păunescu ne va face un training în ceea ce privește postura pe care un prezentator trebuie să o aibă atunci când prezintă un jurnal de știri. Atitudinea cu care trebuie să transmitem o informație și alte mici trucuri esențiale ce țin de trainingul nostru de platou. Ori, așa. Da? Ori, arăți către wall. Olivia, vezi că s-a inundat platoul, s-a întâmplat ceva, vine inundația peste noi, ce-au făcut? Ne-au dat cu, ia uite niște șezlonguri, ce-ați făcut acolo? Doar. Nu cred, cred eu. Hai să evacuăm, vă rog, că vin inundațiile peste noi. Shelly, hai să exersăm și cu tine. Bun. Deci ai camera 1 și camera 4. Poți hai vrei? Să vedem. Urmează știri din sport, doamnelor și domnilor. Robert Ionescu, Îngerașul, l-a bătut în această seară la un meci pe TikTok pe Rafaelo. Scor 3-0. Returul se va juca duminică în finala. Stop! Vino încoace. Nu? Așa? Uite-te, vezi un X pe jos aici? Ah, ia uite. Pentru că aici, în partea asta, va apărea reporterul sau wall-ul. Cu datele. Exact. Okay. Exact. Acum urmează o simulare de jurnal de știri, unde primordială va fi comunicarea dintre noi și echipa din spatele camerelor, în special regizorul. Iar într-un jurnal de știri a Observator, evident, totul este live și nu există stop. Orice greșeală este vizibilă pe post. Comanda întotdeauna la mine, vorbiți cum vă zic eu. O să facem o intrare pe camera 2, în care prezentăm platoul. Voi nu spuneți nimic. Doar zâmbiți? 3, 2, 1, du-te, 2. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Absolvenții care nu își pot echivala probele ori... Stop! Stop? N-a fost bine, pentru că a început 2-ul și abia apoi pe 3, da? Hai să reluăm! Chiar dacă am pornit noi mai greu, rezultatul îl veți vedea la finalul zilei de astăzi. Dar în continuare, Olivia și Valentin ne vor face și un training individual. Deci uitați-vă un pic cum grafica asta se mișcă în timp real. Uitați-vă un pic în momentul în care dă zoom, cum grafica... Stai. Veste bună în această dimineață de la Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației a scăzut cu 2 puncte procentuale. Și totuși prețurile sunt în continuare foarte mari și aș fi foarte curioasă voi doi. La ce ați observat că a crescut în ultima perioadă prețul foarte, foarte mult? La cartofi noi! La biletele de avion, pentru că eu caut vacanță. Colegul nostru Andrei Șelar n-a mai avut o vacanță de vreo 3 ani, dar a fost în piață zilele trecute, a văzut cum stăm cu prețurile. Andrei, spune-ne mai multe! Ei bine, Valentin, potrivit datelor oficiale venite în această dimineață, inflația anuală a coborât în mai la 10%, aproape un punct sub cea din luna aprilie. Vă reamintim însă că asta nu înseamnă că au scăzut și prețurile. Avem în continuare scumpiri, dar cu o viteză mai mică. Spre exemplu, alimentele sunt mai scumpe cu aproape 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce pentru mărfurile nealimentare plătim cu 5% mai mult. Și serviciile sunt mai costisitoare. Iată un plus de peste 11,1%.
prețurile biletelor de avion au de departe cea mai mare creștere, însă și călătoriile cu trenuri au devenit mai costisitoare. Iar dacă ieșim la restaurant, nota de plată ne vine cu aproape 16% mai mare față de anul trecut. Andrei, mulțumim foarte mult! Felicitări! Bine, deci, am descurcat extraordinar! Sunt curioasă cum ai fi în live, în direct! Eu avem o autorizare de urgență pe Otopeni. E un avion turistic care venea din Grecia, se îndrepta spre Iași. Sunt 250 de oameni la bord, aterizare de urgență pe Otopeni. O să încerc și un marker, încerc orice, dar, repet, am nevoie să intrați urgent. Asta e informația. Avion turistic venea din Grecia, trebuia să ajungă la Iași, au aterizat de urgență pe Otopeni, aproximativ 150 de pasageri la bord. Doamnelor și domnilor, avem o informație de ultim moment, o aterizare de urgență pe aeroport Otopeni, un avion plin cu turiști care venea din Grecia, trebuia să aterizeze la Iași. Avem aproximativ 150 de oameni la bord. Nu știm încă mai multe informații. Trei autospeciale cu spumă au fost direcționate către... Am o informație, Arina, de ultim moment. Valentin Ionescu, martor la fața locului, este acum prin telefon. Bună ziua, ce ne puteți spune? Dați-mi voie să vă întrerup puțin. Da. În momentul în care voi încercați, când îl auziți pe producător, voi continuați să vorbiți. Da. Voi continuați să vorbiți. Este să vorbesc și... Pe lângă faptul că nu-ți mai auzi gândurile în momentul în care cineva intervine și îți spune în cască ce ai de zis, sau mă rog, ce ai de zis, îți spune informațiile principale pe care tu trebuie să le împachetezi și să redai știrea, iar în momentul în care tu livrezi informația, îți pune în continuare în cască și cumva trebuie să te dedublezi, gen să fii atent și la ce zice și să nu scoți vreun porumbel pe gură, știi? Întrerupem știrile cu o veste de ultimă oră. Un avion care a plecat din Grecia și se îndrepta către Iași aterizează de urgență pe aeroportul Henri Coandă. Sunt estimați 150 de pasageri la bord. Acum așteptăm mai multe detalii. E posibil să intrăm în legătură cu un martor care se află la fața locului și să ne spună mai multe detalii. Avem telefon direct cu Valentin Ionescu, martor. Suntem în direct, în legătură telefonică directă în acest moment cu unul din martori, Valentin Ionescu, care s-a aflat la fața locului. Bună ziua, ce ne puteți spune? Bună ziua, cine? Sunteți de la Antena 1, rog, înțeleg. Da, sunteți în direct. Iertați-mă, dar nu mai pot, suntem toți stresați, suntem nervoși, nu ni s-a dat apă, nu ni s-a dat mâncare, nu ni s-a dat nimic. Am ieșit din avion acum vreo 20 de minute, deci nu vă vine să credeți, nu o să credeți, n-ați văzut așa ceva în viața dumneavoastră. Puteți să ne spuneți cât de gravă este situația? Nu e deloc gravă, domnișoară, n-a fost nimic grav. Noi eram în drum spre Iași, bine mersi, când s-a întâmplat o nenorocire, nu știu cum să o numesc. Nu vreți să știți ce s-a întâmplat, că e nebunie totală. Deci nu știu de unde să încep. Eu eram la trei rânduri în spate. Tehnică? Nu, domnișoară, ce defecțiune tehnică. Eu eram la trei rânduri în spate, înțelegeți? De ce s-au întâmplat cu ăștia miri, aceștia care veneau ei de unde veneau și s-a întâmplat cererea căsătoriei și după aia soacra a căzut. Nu știu ce să mai zic. Deci, de fapt, este un eveniment fericit și nu, domnișoară, că a leșinat soacra, nu-i nimic fericit. A leșinat. Am înțeles că... în regulă. Domnișoară. Da, din păcate transmisiunea este destul de proastă, conexiunea este slabă. Nu știu, în momentul ăla n-am gândit, dar mi s-a părut că e un eveniment fericit, știi? Bine că nu murise aia. Da, doamne, ce fericire, mă rog, a murit soacra. Era un exercițiu, adică nu era ceva live, dar uite mă că se întâmplă, mai ales dacă nu ești obișnuit sau dacă pur și simplu n-auzi în cască ceva, bă, un cuvânt, se înseamnă că este cu totul și cu totul greșit pe post, da? Ce eveniment fericit, a leșinat aia în avion, adică... Deci a fost o cerere în căsătorie și în urma cererei în căsătorie, mama fetei a leșinat și din acest motiv. Da, și ne-au întors din drum. Și nu numai atât, dar de ce credeți că a leșinat? Fata a zis nu. A zis că nu vrea să se însoare cu fiul ei, al doamnei care a leșinat. Am înțeles. Și acum au luat-o cu salvarea. Fata plânge aici lângă mine, să vine, am cerut numărul de telefon, vedem, poate o consolez. Am înțeles. Bun. Așadar, apar informații noi în cazul aterizării de urgență pe Otopeni. Toată lumea este în siguranță, toți pasagerii, dacă ne puteți spune, domnule Valentin, au fost debarcați în condiții de siguranță de la bordul aeronavei? Toți am fost debarcați, ni s-a dat și un sandwich să trăiți cu prosciutto și acum stăm și așteptăm. Nu știm unde-s bagajele noastre. Știu că doamna Saucra a fost luată, cred că e bine. Că cei de la ambulanță ziceau, hai că respiră, e bine, vorbea cu ei. Adică nu mai e nicio problemă. Așteptăm, acum ni s-a spus că cam în 8 ore, 7-8 ore. Se face rost în avion pentru Iași, nici nu știu ce să vă zic. Bun. Înțeles. Înainte de a merge în teren pentru reportaje, încheiem frumos ziua 1 cu rezultatul trainingului nostru în platoul Observator. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit!
Absolvenții care nu își pot echivala probele orale la bacalaureat au intrat în focul examenelor. Ceilalți elevi au de trecut prin finalizarea maraton a situației școlare. Postarea pe rețelele sociale a imaginilor intime, fără consimțământul persoanei care apare în fotografii, se va pedepsi cu închisoarea. E un fenomen care apare mai ales în cazul răzbunărilor amoroase. Președintele Klaus Iohannis tocmai a promulgat legea care trimite după gratii persoanele care fac așa ceva, afectând imaginea persoanei pe care o postează. Prețurile se pare că au luat razna în ultima perioadă. Andrei vine acum cu cele mai noi date de la Institutul Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale venite în această dimineață, inflația anuală a coborât în mai la 10%, aproape sub un punct față din cea din luna aprilie. Vă reamintim însă că asta nu înseamnă că au scăzut și prețurile. Avem în continuare scumpiri, dar cu o viteză mai mică. Beyoncé este responsabilă pentru inflația din Suedia, iar explicația este cel puțin interesantă. Cele două concerte din Stockholm din luna mai, primele din turneul ei mondial, ar fi generat majorări de prețuri care au afectat economia. Și asta pentru că zeci de mii de fani din întreaga lume au ajuns atunci în capitala Suediei, ducând la creșterea prețurilor la hoteluri și alimente. Ipoteza a fost lansată de un economist care a admis totuși că Beyoncé nu poate fi considerată singura responsabilă pentru inflația din țară. Mulțumim, Marina. Uite, ar fi o idee. Avem turismul medical, culinar. Și de la destinații să trecem la bagajul pentru ele. Astăzi avem câteva sfaturi legate de modul în care îl pregătim. Țineți cont, hainele colorate din materiale naturale și cremele cu protecție solară sunt esențiale. Și obligatoriu, trecem înainte și pe la farmacie. Haideți să ne pregătim de meteo. Du-te, te rog, pe colț acolo la masă, cum am învățat, da? Faceți o discuție mică la masă și apoi tu te duci la augmentat. Bagă și le augmentat. 5, 4, 3, 2, 1, rade beta, zi! Se apropie weekendul, așa că așteptăm vești bune despre vreme de la Arina. Nu ne miră că plouă cu găleata în fiecare zi, pentru că știm cu toții, luna iunie este cea mai ploioasă din an. Stați la soare cât e frumos, iar când plouă, intrați în mare. În acest fel veți avea o vacanță reușită, fără grija vremii. Iar cu bagajul făcut plecăm spre munte. Puteți circula pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Rotrului doar 10 ore pe zi, între 8 dimineața și 6 seara și cu limită de viteză de 30 de km pe oră. Noutăți sunt și ceea ce privește șoseaua Transfăgărășan. Cu toate că stratul de zăpadă depășește încă pe alocuri chiar și 2 metri, traficul ar putea fi redeschis săptămâna viitoare. Facem pa, filează voi! Și o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în jurnal. Hai că am mers bine până acum, adică a fost... Da, eu zic că ne-am descurcat chiar decent, adică... În afară faptul că eu am zis Transfăgărășan, și eu cum mai am zis. Câteva bălbe... Pentru prima zi... Învățăcii, salut! Ce bună, faceți? Bună! Gata? Șerim, pare bine! Numele meu e Bianca Iacob, lucrez la Observator din 2016, cu o pauză de un an în 2018. Mădălina Iacob, reporter pe educație, în principal, mă ocup de serii speciale la Observator. S-a schimbat guvernul, cine e prim-ministru? Este prim-ministru Marcel Ciolacu. Și vicepremier? Și vicepremier, nu știu, dar am auzit că i-a dat niște delegații, a delegat niște atribuții, dar nu știu cum o cheamă. Neacșu, sunt doi. Neacșu. Și mai e unul. Pe ce, doi vicepremier? Da. Nu știu ce e, nu știu cum o cheamă. Lasă că-mi bate mâine. Lasă că-mi bate mâine. Colegele noastre ne-au făcut un tur foarte frumos al întregii redacții Antena 1. Am văzut cabina de voice-over. După ce Observator a difuzat imagini cu elevi înghesuiți în două microbuze... E vocea aia serioasă, că m-au știut la mai jucăușe. Și gravă. E vocea aia gravă. Departamentul de grafică, cei ce se ocupă de animații rare cu accidente tragice pe care le vedeți la televizor, lucrează în 3D Studio Max. Este și o simulare de particule, după cum puteți vedea. Și departamentul de montaj, unde eu am rămas un pic perplex de faptul că Antena 1 avea calculatoare de vreo 100.000 de euro numai din ce vedeam eu așa din ochi. Niște Mac Pro-uri nebune rău de tot. Hai să vedeți montajul. Aici cred că o să-ți placă yes, mult, Shelly. Asta vreau să văd. Bă, aveți Mac Pro? Emisiunea asta o să se transforme într-o emisiune de tech. Da, noi facem știri aici, să știi că noi ne luăm cu știrile. Am rămas impresionat cel mai mult de efect. Calculatoare, da, voiam să spun acum ceva de oamenii cât de profi sunt, la, ce, dar sunt impresionat de faptul că fiecare birou de ăsta are niște Mac Pro-uri și Mac Pro-urile când s-au lansat erau la niște prețuri exorbitante și cred că e vreo 15.000 unitatea și am văzut, deja am numărat vreo 8 unități de alea. Da,
Acum urmează o întâlnire de gradul 0 cu doamna Dumitrescu. Doamna Dumitrescu este EOD, Editor of the Day, ceea ce înseamnă că ea este cea care decide ce subiecte intră la știri în ziua de mâine. Ea decide dacă subiectele noastre sunt bune sau nu sunt bune și noi acum trebuie să mergem și să argumentăm de ce subiectele noastre merită să intre pe post. Eu aș vrea să mergem pe un subiect cu educația, pentru că mi se pare că e un subiect foarte ok acum, odată că a fost toată treaba cu greva care s-a terminat și vine și bacalaureatul peste noi. Și vreau cumva să explorez în subiectul meu ce se întâmplă cu subiectele de bac. Deci mai pe românește, predicatul tău e cum ajung subiectele la copii. Cine face subiectele, cum ajung la copii, cine alege din 5 variante, cine e cel care trage varianta, cum sunt ele transmise în condiții de securitate, cum se întâmplă asta din punct de vedere cibernetic. Întotdeauna noi trebuie să avem un chelcașoz, îi spun eu. Deci tot timpul noi trebuie să găsim ceva în subiectul ăla. Lumea știe, se fac subiectele, se adună, dar noi ce spunem? Adică noi ar trebui să spunem ceva în plus oamenilor. Adică eu trebuie să merg exact pe ce gândesc tinerii mei care dau examen acum. Niște pariuri care fac, băi, anul ăsta s-a dat așa, mie mi-a dat la simulare într-un fel. Credeți că se dă tot poezie sau crezi că se dă tot romanul? Ar fi tare să avem un battle grafică cu animația subiectului, foaia de hârtie făcută de ăia, se duce pe... Da, e foarte bine. Alina, o las pe ea, o să fie provocator pentru tine să prezint subiectul de mâine. Cumva ideea mea este inspirată de proiectul Bianchi și având în vedere cu amul în echipa mea și o să fie tot desfășurat sub supravegherea ei, mă gândeam să acoperim subiectul ăsta legat de mediu, de faptul că sunt deșeuri depozitate în mod ilegal în diverse sectoare ale București. Noi ne gândeam să ne orientăm către sectorul 1, din câte știu, Bianca a discutat deja la Garda de Mediu. E zona aia de Giulești Sârbâni, de noi am mai filmat, unde sunt preponderent deșeuri din construcții, terenul este al primăriei, Garda de Mediu tot amendează primăria, pentru că primăria trebuie să facă ecologizare. Lucrurile nu prea s-au schimbat acolo, știi că e locul ăla celebru. Acolo a lansat campania de ecologizare Tanțoș Barna, fostul ministru al mediului. Din cum sună, pare că responsabilul principal e primăria acolo, care trebuie să facă ecologizare. Din partea primăriei poate ar fi bine să luați... Bravo, sectorul 1, evident, să întrebați pe primăriță, nu? Deci subiectele astea sunt ok până la urmă, demne la nivel de concluzie, intră în sumarul final? De data asta, da. Ați primit doi de da? De două, da. Mergeți mai departe pe teren. Aștept să văd cum vă descurcați. Acum cu subiectele aprobate ne-am culcat liniștiți, dar mai ales de vreme, pentru că a doua zi trebuia să mergem să facem reportajul în teren și pentru asta trebuie să te trezești de dimineață, frate. Așa că la prima oră ne-am înființat în aceeași redacție Antena 1. Asta e mașina cu care o să ne deplasăm? Nu, nu mergem cu asta, o să mergem cu mașina normală. Asta e un SNG, un SNG, e o mașină de transmisie live, pentru că, uite, antena aia se ridică pe satelit, iar aparatura asta face magie și te vezi direct în regie și mai apoi pe post. Incredibil. Adică e folosită pentru transmisiunile live. Mă gândeam acum dacă Shelly ar fi de față. Așa. Eu sunt convinsă că ar întreba. Băi, deci n-am niciun dubiu. Ar întreba cât costă mașina asta, domnule? Cât costă echipamentul? Cât costă antena? Cât costă mașina în sine? Tot routerul ăla pe care l-ai acolo? N-aș vrea să greșesc. Așa. Costă destul de mult. Cred că 100... Unde e Marian? 150.000 de euro? Cred că 150.000? Da? Cred că așa. N-aș vrea să greșesc. More or less. 150.000. Ai auzit, Shelly? 150.000 de euro, da? Ca să știi despre ce buge vorbim. Ne-am trezit de dimineață, este mai exact ora 8:23. Sunt aici cu colega mea de teren astăzi, doamna Mădărina, care încearcă să rezolve un pic situațiunea la minister. Avem nevoie neapărat de o autoritate în beta noastră de azi, așa că încercăm la minister să intrăm cu un interviu acolo. Aș vrea să-mi redea mie. Aici înțeleg că e mai dificil, că nu vor să-mi redea mie, vor să-i redea Mădărinei și mie nu vor să-mi dea declarație, vor să stau să aștept în față, dar trebuie să pot să pun și eu niște întrebări. Sunt și eu un elev eminent, am așa o 960 la BAC, am și eu un merit, nu? Dar n-ai acreditare la Ministerul Educației. Asta e problema noastră de azi. Acreditare de presă. De presă, ca instituție de presă. Nu aparții unui trust și n-ai legitimația care să te acrediteze să intri în instituție. Eu am o capacitate, înțeleg, destul de unică, nu multă lume o are. Eu pot să plâng la comandă atunci când casc, nu știu dacă știți asta. Chiar mai crede că sunt în lacrimi. Ia uite cum vine lacrima. Ești suferind. Sunt suferind, exact. Domnul secretar de stat, vă rog, primiți-mă la dumneavoastră. Pentru că pe bune mi se pare acum un subiect de interes pentru orice elev și nu numai. Domnule, cum arată circuitul subiectelor de bac? De la cine le face? Cine le selectează? Cine își dă cu părerea dacă sunt bune sau nu? Cei care ați dat deja bacul, nu v-ați întrebat, dar cine a scris, bă, subiectele astea pe care eu le am aici în față? Și e subiect unic pe țară, adică e faimos subiectul ăla, nu? Luăm imagini din dronă,
o să facem stand-up, o să avem interviu cu el. Ce înseamnă stand-up? Iartă-mă că fac cu paranteză, dar da, pentru mine stand-up-ul are da, o anumită... Nu este stand-up comedy. Stand-up-ul este o relatare scurtă a reporterului de 20-30 de secunde maximum, de la fața locului, prin care spune ceva ce vede. Dă o informație relevantă. Prin faptul că tu faci un stand-up la fața locului, arăți odată că ești acolo, spui ce vezi, exact, și ăsta e rolul reporterului, să relateze. Deci relatez, dar scurt. Hai să ne consultăm un pic pe ce o să întrebi tu pe domnul secretar de staff, Florin Alexandru, având în vedere că eu nu pot să întreb. Și având în vedere că tu nu poți să întrebi, zi-mi ce l-ai întrebat tu. Aș vrea de la cap, în primul rând. Subiectele astea de bac care se fac, care e guideline-ul pentru ele? Care sunt regulile generale după care se fac subiectele? Adică omul ăla care se pune să scrie conținutul subiectelor, după ce se ghidează. Bun, după aia, cine sunt cei care scriu subiectele? La modul cu ce se ocupă, cine sunt? Sunt din mediul universitar, ce din mediul... De oameni, da. După aceea, cine verifică aceste subiecte, să fie corecte, să nu aibă greșeli? Cine face baremul? Aceiași oameni care fac subiectele fac și baremul, adică dau și răspunsurile corecte? Presupun că da. După aceea, presupun că se fac, nu știu, mult mai multe subiecte decât ajung să fie variantele din care se retează final. Partea aia mi se pare foarte interesantă pentru elevi. Cum văd ei nivelul de dificultate? Adică ei văd bacul ca un examen cu nivel de dificultate mediu, presupun. Voiam să te întreb, tu îți scrii melodiile? Ai scris, nu? Da. De asta mi-e o să fie foarte greu să-mi anulez cumva expresivitatea și emoția. Dar poți să fii tu. Pot să fiu eu, da. Când vine vorba de songwriting, mi se pare că trebuie să cauți foarte adânc în sufletul tău și în emoții și să le exploatezi la maxim. Din punctul meu de vedere, meseria de reporter este cea mai frumoasă meserie din lume. Eu aș vrea să fac reporterie până când nu voi mai putea să fac teren. Adică pentru mine nu există altceva mai frumos decât asta. Pentru că intri în contact tot timpul cu oamenii, afli informații, poți prin cuvinte să schimbi lucruri. Da, e un angajament foarte tare și îmi place că descrie așa cu super multă pasiune tot. Adică mă fac să-mi placă și mie, nu știu, parcă mi-i însufli chestia asta. Eu o să stau aici să-i aștept, că n-am ce să fac altceva, nu pot să intru. Dacă aveam asta, intram? Eu nu știu ce să zic, nu știu dacă intram nici cu asta, dar hai, vă las pe voi multă baftă, pune toate întrebările. Am reținut întrebările tale, stai liniștit. Te rog, mă bazez pe tine, pană, du-te după ei, eu rămân aici. Hello, darkness, my old friend. Mă aflu pe o listă neagră, se pare, atunci ce înseamnă structuri din Ministerul Educației. Dar nu este niciun fel de problemă, pentru că fratele tău nu pune prea suflet aceste lucruri. Domnul Corlan este comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu. Și încântat de interesul care manifestați pentru problemele noastre. Ne aflăm în sectorul 1, în apropiere de Palatul Parlamentului și Palatul Victoriei. Vreau să-mi spuneți, vă rog frumos, despre ce suprafață reală este vorba în timp ce înaintăm prin deșeuri și putem să le și identificăm. Trebuie să vă spun că vorbim de o suprafață foarte mare. Vorbim de 8.000 de metri pătrați. Am eu o curiozitate, eu n-am fost cu tine acolo. Mirosul, cum a fost? Pe măsura imaginilor. Da? Da. Ok. Deci da. Cum se vede așa miroase. Mi-a mutat puțin nasul. Am înțeles. Chiar dacă eu am interdicție la Ministerul Educației, Mădărina și-a făcut treaba exemplar, intrând la președintele Comisiei de Bacalaureat pentru a face rost de toate informațiile necesare reportajului nostru. Știu că în proximitatea acestei gropi improvizate de gunoi, pentru că nu este o groapă legală, sunt case, oamenii locuiesc. Oamenii traversează prin această zonă. Spuneți-mi, ce sentimente vă încearcă să trăiți printre gunoaie? Păi nu avem alte șanse. Alte șanse nu există. Îmi pare bine că televizația aici, aceea ce se vede o foarte mare infecție, este foarte focar de infecție și afectează foarte mult la copii. Spuneți-ne, de cât timp este situația pe care o vedem cu toții? De cât timp trăiți în aceste condiții? 20 de ani, de atâta. Eu stau aici în cartierul ăsta de 30 de ani. Și de ce credeți că nu se iau niciun fel de măsuri? Deci nu știm de ce au venit N persoane, au fotografiat, au venit aici ministrul mediului. Nu s-a mișcat nimic, absolut nimic, tot așa a rămas. Nu știm de ce. Ce știu eu că am mai curățat deasupra așa, dar n-am luat ce a trebuit. Pozăm ce este față și lăsăm știți în spate. Am făcut, n-a făcut nimic, nu face rău nimic. N-au venit, au luat ce au luat față și restul, la revedere. Poze, interviuri, una alta. Da, o să revenim, o să facem absolut nimic. Deci de atâția ani de zi. Nu se aplică absolut nimic. Absolut nimic. Mulțumesc frumos. Eu sunt foarte fericită, am obținut un interviu. Am făcut datoria. Subiectele și baremul sunt făcute de aceeași persoană? Adică atunci când scrii subiectul, faci și baremul și rezolvarea? Așa cum vă spuneam, subiectul în sine, forma finală a subiectului,
este produsul muncii a mai multor persoane, nu o singură persoană. Subiectul 1 poate fi propus de o persoană, subiectul 2 de la subiectul 1 roman de altă persoană. Adică acum în ce stadiu ne aflăm? Unde suntem cu subiectele? Sunt gata? Toate sunt pregătite. Sunt deja în sistem. Din luna aprilie ele sunt finalizate. Ok. Deci asta înseamnă că în iarnă când? Ca să pun eu niște... Din ianuarie până în martie lucrează la subiecte. Ce rol aveți dumneavoastră? Eu merg și trag varianta. Ok. Deci omul cel mai important. Da? Bun. Mulțumesc tare. La revedere. Și a ieșit și Mădălina din minister. Aici are răspunsul respect la toate întrebările. Cum a fost? Să știi că mi-a dat niște detalii pe care nici măcar eu nu le știam după 10 ani de presă. Zi-mi câteva informații cheie ca să știu și eu la ce mă... Subiectele sunt gata și sunt deja urcate în arhivă. Noi am stat de vorbă la Ministerul Educației cu omul care extrage din bolul cu variante varianta finală. Stai, domnul Florin Alexandru exact. Extrage? În teorie, dacă aș putea intra în sistemul informatic, aș putea să învăța și 6 variante și una ar pica. Evident, imposibil, pentru că STS-ul și-a făcut treaba să asigure cibernetic. Exact, mi-a spus că n-a fost spart serverul ăsta niciodată, n-au avut probleme tehnice, au avut. Dar probleme de server niciodată. Unde e mașina, acolo? Hai. Și am ajuns la colegiul Ion Luca Caragiar aici cu Mădălina. Intrăm? Hai. Vrem să vedem și cum privesc elevii toată treaba. Sunt elevii aici care fac pregătire suplimentară pentru BAC. Anul școlar s-a încheiat, însă încă găsim aici elevi care fac pregătire suplimentară. Aici vorbim de focare. Ceea ce este aici este o sancțiune de la 1 la 5 ani. E infracțiune. Infracțiune. Okay. Ce se afla înainte aici? A fost construit ceva? Era un spațiu verde? Dacă aveți idee, nu știu. Din informațiile neoficiale pe care le-am acumulat, informațiile noastre sunt că aici era un teren al unei companii din cadrul căilor ferate, care a falimentat undeva la începutul anilor 90. Din nou mormane de gunoaie. Să ai grijă că e foarte instabilă treaba. Imaginează-ți 30 de grade și mormane de gunoaie unele peste altele, de toate tipurile, știi, de la textil, la, nu știu, mobilă aruncată de oameni, la deșeuri de la construcții. Deci nu, ceva un cocktail ceva de senzații. Rău. Ceva rău. E... Nu sunt binevenit în Ion Luca Caragiar aici la liceu. Doamna director a zis nu, doar reporter observator. Șerin are ce să caute aici, îl cunosc, știu ce face. Și acum îmi dau seama că de când eu am avut și eu niște comentarii de altfel foarte pertinente pe sistemul de educație, cred că am fost pus așa pe un blacklist. Nici la minister n-am putut să-mi fac vorbere, nici aici la doamna director a Caragiare. Și vă zic sincer că sunt cam supărat pe acest aspect, dar sper să vină fanii noștri în parc, măcar să iau interviuri la fani. Cum a fost? Am găsit câțiva elevi, dar nu prea mulți. Avem o problemă și aș vrea să încercăm să găsim, nu știu, pe stradă, ce idee ai? Mergem în parc. Plecăm acum la Parcul Herăstrău, unde sperăm să ne întâlnim cu câțiva fani. Ne bazăm și noi pe voi că ați venit, măcar să vă iau și eu două, trei vorbe, că în incinta liceului am interdicție. Salutare, salutare! Bă, în primul rând, mulțumesc mult că ați venit, salut! Voi sunteți de la... Sunteți toți a 12-a? Da. Suntem cu echipa observator aici, salut, aia e colega mea, Mădălina. Și îi pare bine. Andra. A 12-a? Da. Haide bă, că au apărut ceva oameni. Aveam emoții. Am plăcerea să țin pentru prima dată acest microfon, că în cele două locuri am fost până acum. N-am avut-o. Vrea cineva să înceapă în mod special? Vrem să știm ce își doresc ei să pice. Deci să avem ce întrebarea, ce vrei să pice, să-ți pice la BAC? Da. Luni. Fața. Exact. Ce-ți dorești să pice la BAC anul ăsta? Ceva să fie abordabil pentru toată lumea, probabil. Dacă ai fi să pui un pronostic, un pariu, ce crezi că ai pica? Pariu pe operă? Da. Nu știu, comedie. Comedie zici că pică, nu? Nu știu, o scrisoare pierdută? O scrisoare pierdută. Ceva abordabil pentru toți, gen ori un Ion, o mare cu noroc, ceva care gen toată lumea să știe să scrie. Sincer, un roman nu interbelic. Și tu? Eu vreau Baltagu. Baltagu, foarte frumos. Sincer, după cât am învățat, sper că moromeții. Moromeții? E cea mai bună variantă, da. Sau poate poezie, un modernism ar fi o idee foarte bună. Moromeții sau ca poezie, simbolism. Bacovia. Tu ce-ți dorești? De dragoste întâia noapte de război. Rezumăm în două propoziții ce se întâmplă în romanul Moromeții. În romanul Moromeții, păi Ilie e un tată al unei familii în care există o dinamică foarte mare. Toți membrii familiei vor să plece din zona rurală să se ducă în zona urbană ca să evolueze și de aici pleacă conflictul interior al personajului principal Ilie Moromete, care în final ajunge să moară singur, fără familie lângă el. Materia ta preferată e limba română sau ai altă materie? În niciun caz limba română, geografia, eu sunt pe științe sociale și o să dau și la istorie și la geografie. Pe ce profil ești? Adică la ce materie o să dai bacul? Pe mate info și mate fizică și română. Majoritatea elevilor cu care am vorbit pare că își doresc să pice moromeții. Cu toate acestea, subiectele la BAC sunt imprevizibile. Am fost la Ministerul Educației pentru a afla procedura de selecție și creație a subiectelor pentru bacalaureat. Acestea vor fi desigilate. M-am încurcat. Stop! Stop! Ce s-a întâmplat? Nu am fost la Ministerul Educației. Asta o să vadă oamenii pe parcurs atunci când se uită la știrea de la televizor. Ok. Majoritatea elevilor cu care am vorbit pare că își doresc ca la limba
română să pice moromeții. Cu toate acestea, subiectele finale sunt imprevizibile. Din nou. Hai că nu e live, e bine acum. Ministerul Educației ne-a explicat exact care este procedura de creație și selecție a subiectelor. Aș mai face o dată. Ai mai face o dată? Ce n-a fost bine? Luni dimineață la ora 5. Da. Și poți să închei. Okay. Nu neapărat și ministerul, că poți să scrii pe vorbe. Stai un pic mai drept. Gunoaie descărcate la întâmplare, gunoaie de toate felurile, care sunt un pericol la adresa sănătății noastre. A tuturor. Bravo! Să vezi că... A fost greu? Nu, încep să mă familiarizez. Îți place, nu? Vii și mâine. Da. Intrăm acum în videocall. Neapărat la televizor, orizontal, niciodată vertical. Spune-mi, Ana, cum te pregătești pentru examenul maturității? Shelly, cu toate că, da, știm cu toții, stresul este foarte mare, important este să le luăm pe rând, pe fiecare materie în parte. Care ți-e proba de care ți-e cel mai frică? Materia de care ți-e cel mai frică? Mie cel mai frică mie de matematică și cred că e un caz general la toată lumea. Care ar fi nota la BAC cu care ai fi mulțumită? Eu, sinceră să fiu, sunt un pic modestă. La biologie vreau să mă duc spre un 9, la română tot așa, pentru că am avut notă bună și în simulare și chiar am văzut că pot. Și la matematică, un 8 e colut. Perfect. Mulțumesc mult, Ana. Mult spor la bacalaureat. Și acum partea mea preferată, Andrei Șeraru, observator. Ce mai avem de făcut până ajungem la... Să facem un fake live. Asta un înseamnă că trebuie să ne pregătim de jurnalul de la ora 17. Nu trebuie să depășească un minut. Nu trebuie să depășească un minut. Niciodată. Mai este doar o săptămână până la bacalaureat. Tensiunile în rândul elevilor sunt mărite. Stop. Asta zice prezentatorul când te introduce. Păi și eu de unde să știu ce zice el când mă introduce? Elevii, ce fac elevii? Uh-huh. Reporterul observator a stat de vorbă cu elevii și vine cu detalii. Da. Bună ziua! Bună ziua! Am văzut noi aici în parc, am vorbit cu câțiva elevi. Majoritatea își doresc să pice moromeții și am primit și câteva propuneri pentru bar tag-uri. Cu toate acestea subiecte și după aia pot să iau copy-paste și am zis deja în beta sau trebuie să... Exact! În, cu mai multe detalii venim la observatorul orei 19. Cu mai multe detalii la observatorul orei 19. Dacă nu vă uitați, hai să vedem dacă iese. Așa spunem. Așa spunem pe post. Hai să vedem dacă iese. Așteptăm mai multe informații pe care le prea acum Bianca telefonic. Ok, bine. Ce s-a bine. Hai. Pa. Veți avea surprize. A ziua intervenit nu ceva? Se termină aici, da, a intervenit ceva și o să mergem în altă parte. Trebuie să ne ocupăm și de altceva, nu doar de acest subiect. Așa am că o să fie interesant. Trebuie să-i mulțumim domnului Corlan pentru colaborare și mie. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să mergem la secția 25 pentru că avem un subiect acolo. Despre ce vorba știm? Dar nu vrei să zic în mașină? Ba da. Aer condiționat? Ba da. E acuzat că și-a bajocorit fiica vitregă timp de 2 ani. Vai de mine. Și mama fetei a depus plângere la secția 25, avea 15 ani, el a fost trimis în judecată acum de curând. Între noiembrie 2020 și septembrie 2022, pare este că omul a întreținut relații sexuale cu minoră. Ia stai că mă sună din redacție. Da. Ferească, sfânt. Mergem la secție să tragem stand-up-ul. Nu, deci simt prea multă furie ca să pot să vorbesc în momentul ăsta. Da, o să o pun să scoate TC-uri, da. Ce să scoți? TC-uri. Time code. Hai că te învăț cum se face asta ca să scriem știrea. Pentru că după stand-up-ul ăsta trebuie să scriu o betă cu frații tăi, care au fost trimiși în judecată. M-am ocupat de subiectul ăsta o perioadă bună de timp și atunci vor să scriu subiectul ăsta, iar tu vei scoate TC-uri. Adică stand-up începe la minutul 3 secunda 7, cuvânt cu cuvânt ce zici în stand-up, TC in, TC out, știi? Mm-hmm. Și ne-am întors în redacția Observator, avem aici carduri și primul pas pentru a face materialul este să băgăm materialul la ingest. Adică să copiem toate filmările de pe el, lucru cu care și eu sunt familiarizat. Dar explicăm tu procesul, mai ales pentru cei de acasă. Vii cu cardul. Așa. Noi îl băgăm în cititor, îl punem la copiat. Perfect. Materialul se bagă printr-un program, se schimbă... În ce băgați? În DaVinci Resolve? DaVinci Resolve, da. Și ce faci în DaVinci Resolve? Cred? Păi el vine pe mai multe bucăți, noi trebuie să facem într-un singur clip, un anumit format, formatul cu care lucrăm și cam asta e. Și cam atât. Și după o să fie regăsit pe server... Da, el acolo se ia mai departe montaj și se montează. Perfect. Știrea respectivă. După 2 ani de coșmar, o femeie din anturajul copilei a venit aici, la secția 25 din capitală și a povestit anchetatorilor abuzurile la care fetița a fost supusă în mod constant de către tatăl vitreg. E foarte complicat
să excluzi componenta umană totală, adică să relatezi obiectiv fără să influențezi în vreun fel informația, dar ea o face extraordinar de bine. Sunt convinsă că și are sentimente și are o opinie personală vis-a-vis de subiect, dar ca reporter trebuie cumva să te detașezi și să redai informația cât mai obiectiv cu putință. Tu știi că lucrurile sunt ușor sensibile pentru reporter, noi nu emitem opinii. Uh-huh. Noi nu putem face asta, ci putem relata, așa cum ai relatat și tu prin stand-up, lucrurile de la fața locului. În vreme ce echipa cealaltă, din câte înțeleg, abia acum urmea să ajungă, încă este în terenul în care a intervenit ceva, un subiect de live, noi suntem aici la birou și începem să ne băgăm la creație, cum s-ar spune. Ne băgăm pe scris. Am deschis acest soft care se numește AP-NPC, care este softul prin care noi scriem știrile și ajung în studio pe prompter și peste noi tot. Noi scriem știrile. Noi scriem știrile, exact. Noi doi, nu? Ce ai încerc să spui? Că scrii doar tu și eu mă uit? Nu. Îl punem la treabă. Vreau să-mi spui ce ai înțeles tu de azi, care e știrea? Știrea este că promovabilitatea o să fie... Nu. Foarte bună întrebare, care e știrea. Circuitul subiectelor de... Nu, circuitul. Cine face subiectele de BAC? Asta e un răspuns. Ministrul ai un nume și gata. Ok. Tensiuni pe ultima 100 de metri. Tu acum cauți un titlu? Bă, mă așteptam să-mi vină mai ușor inspirația, și îmi spunea, ok, păi și care-i știrea? Păi ce, nu știam? Așa îmi făcea, păi ce, care-i știrea? Trebuie să care-i știrea noastră, că se pun niște pronosticuri, că nu știu ce. Adică, într-adevăr, e mai greu să scrii o știre decât pare. E mult mai greu să scrii o știre decât pare și să găsești chestia interesantă, să găsești acel, cum spune doamna, un chelcășoz. Da. Bă, acel chelcășoz e greu de găsit. Da. Anul acesta, peste 145.000, sunt așteptați să susțină bacalaureatul în sesiunea de vară. Că sunt mai multe sesiuni, da? Shelly, cel mai tare vlogger din România, se află în teren. Nu, Shelly nu e vedeta noastră azi. Bun. Până acum nu e o știre, e doar așa, o chestie generală pe care toată lumea o știe. Moromeții sau Bartagul conduc clasamentul. Clasamentul elevilor. Conduc clasamentul elevilor. Însă până în dimineața examenelor, nici măcar Ministerul nu știe ce variantă va pica. Colegul nostru Shelly, cel mai tare, are... Nu colegul nostru Shelly, da? Nu știe ce va pica. Totul este un mister, dar Shelly nu știe, nu, că repetăm cu pica. Exact. Nu știe care variantă pe care va fi arasă. Între timp, Arina și Bianca au terminat munca din teren și au ajuns și ele în redacția Observator, acolo unde eu, de ce să vă mint, aveam un avantaj prețios. Dar ce faceți, dragii mei? Oh, bună, cum ce sunteți? Faceți? Ne-am întors de pe teren acum. Văd că încă sunteți în priză. Da, suntem în focuri. Noi am fost mai relaxați, că sincer să fiu, materialul nostru e mai simplu decât al vostru, dar de asta avem și un avans. Am avut o zi cu ghinion, dar beta asta arată foarte bine scrisă. Deja? Am scos voxurile, deja am ai terminat de scris, am făcut EC-urile, deci incredibil. Am un avans incredibil față de tine, Arina. Așa că eu zic să vorbe puține. Să putem și de viteza a 5-a, dar exact. Nu-ți face nicio grijă că o să recuperăm tot știi timpul pe e. Care voi spune la spune și cântecuri, mai bine vorbe puține și buzunarele pline. Important e să iasă două materiale extraordinar de bune, adică până la urmă nu suntem în competiție, nu-i așa, Shelly? Așa este, Arina. Adică să nu tu să nu crezi că suntem într-o competiție. Să nu spui că este concurs, că atunci e foarte periculos. Suntem într-o competiție, dar e bine dacă Arina crede că nu suntem, ca să fie relaxată. Așa cum spune și opera de artă, la vârsta mea îmi permit orice și eu mi-am permis să mă duc puțin și pe la montaj să-mi fac plăcerile de editor, pentru că dețineam un avans copios oricum în fața Arinei. Ne aflăm la montaj, ne aflăm aici cu Alexa, care este editor pentru Observator și văd că folosești tot premierul, care suntem și noi familiari. Hai, Stella, să vedem. Da? Mă lasă și pe mine? Băieți, mă fac pe montaj. Partea mea preferată. Facem timp? Da. Hai. Voice-over-ul cu subiectele, da. De fapt. Subiectele au fost elaborate încă de iarna trecută de către o comisie formată din profesori experți. În aprilie au fost finalizate, iar mai verificate nu prea este sincronizat, este. Merge așa? E corect ce am făcut? Nu, chiar. Putem să mai punem niște ilustrații, dar lasă o lași tu la mine. Hai, mai punem niște ilustrații atunci. Întregul proces a fost securizat de serviciul de telecomunicații speciale, iar serverul nu a fost spart niciodată. Vreau să găsim aici niște imagini de server, informatică. Asta e din arhivă. Am luat eu ceva cu niște... ceva aici. Am luat ceva cu hackeria. Asta e așa un pic, să văd unde l-am pus. Asta e, are glug, are tot ce-i trebuie. Da. După ce avem voice-over-ul între timp așa, avem voxurile. Pe editare m-am descurcat binișor, dar a simțit nevoia să spună da, trebuie să mai iei niște erecții. Dar bă, eu nu mi-am dat capacitatea maximă pe editare, că eram acolo, voiam să fac ceva rapid. Știi cum e când se uită cineva la tine când editezi și vrei așa să impresionezi? Nu renimerești, eu din grabă mai pam, mai încurcam scurtăturile, dar oricum nu vă dați cu mine, că eu pe editare vă mănânc, se știe deja, adică nu există preda care editezi, știi că nu există, deci pe editare sunt
zeu. Am o să-mi fac o față ceva funny, parcă văd, o să-mi pună niște o să editeze frumos. O să-mi pună o față de clown. Acum dăm un accent ca să trecem în dronă, da? Ok. Astea sunt indicațiile la montaj. Mm-hmm. Și după aia trecem direct la sincronul cu... Exact. Nu că unde zic că suntem în sectorul 1, aproape de Parlament și... Da. Asta e voiceover. Da. Ah, ok. Cum ai scrie mai departe? Un tablou? Dezolant. Hai să zicem greu de privit, că trebuie să folosim cuvinte simple. Ok. Bunica mea nu știu dacă înțelege. Ok, da, am înțeles. Un tablou greu de privit, despre care specialiștii de mediu spun că este de fapt un dezastru ecologic moștenit de zeci de ani. Gunoaie aruncate ilegal la doi pași de Palatul Parlamentului și Guvern. Mai de o dată? Nu cred. Am înțeles, 5. Stai jos. Subiectele au fost elaborate încă de iarna trecută de către o comisie formată din profesori experți. Președintele Comisiei de Bacalaureat va extrage luni dintr-un bor numărul câștigător care va ajunge pe băncile elevilor. Sectorul 1 al capitalei. Munți de deșeuri zac pe câmp aproape de casele oamenilor. Vom vedea ce rezultate vor obține cei 145.000 de elevi de clasa a 12-a. Talentul României, să dați și asta pe post. Sherry, Academia de Vlogging doar pe Sherry pune cel mai bun curs, vă rog să o dați. Asta nu intră. Subiectele au fost elaborate încă de iarna trecută. Dar nu se aude așa din interfon și pe post, nu? Nu. Se aude și la interfon. Subiectele au fost elaborate. Da, intră, etajul 6. Da. Mamă, la voiceover mai simplu decât mă așteptam. Cât de mult mai corectat astăzi. Chiar am dat-o din prima aici. Aici n-am avut ce să zic. Gunoaie aruncate ilegal la doi pași de Palatul Parlamentului și Guvern. Da? Foarte bun. Și acum a sosit momentul adevărului, momentul pe care cu toții îl așteptați. Este timpul să vedem cum au ieșit materialele finale făcute de noi. Începem cu cel al Arinei. Imaginați-vă că ceea ce observați voi acum se întinde pe o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați. Gunoaie descărcate la întâmplare, gunoaie de toate felurile, care sunt un pericol la adresa sănătății noastre, a tuturor. Sectorul 1 al capitalei. Un tablou greu de privit despre care specialiștii de mediu declară fără echivoc. Este un dezastru ecologic. De zeci de ani, munți de deșeuri zac pe câmp aproape de casele oamenilor. Bine că televizația aici, a ceea ce se vede un foarte mare infecție, este foarte focar de infecție și afectează foarte mult la copii. Sunt gunoaie aruncate ilegal chiar la doi pași de Palatul Parlamentului și de Guvern. Mie nu vine să cred unde suntem și e vorba de București, e vorba de un loc care se află în proximitatea unor locuințe, adică nu vorbim, nu știu, de un câmp abandonat. Pentru Garda de Mediu pare o misiune decisivă. Pentru oamenii care locuiesc în zonă, un coșmar fără de sfârșit. De cât timp trăiți în aceste condiții? 20 de ani. În același loc, anul trecut, Ministerul Mediului lansa campania de ecologizare la nivel național. E, v-a plăcut materialul Arinei? Frumos, la obiect, a detaliat problema, acum stați să vedeți și materialul meu. Subiectele au fost elaborate încă de iarna trecută de către o comisie formată din profesori experți. În luna aprilie au fost finalizate, iar în mai verificate, înainte de bacul olimpicilor. Astăzi au rămas 6 variante. Președintele Comisiei de Bacalaureat va extrage luni dintr-un bor numărul câștigător care va ajunge pe băncile elevilor. Poezia și romanul conduc topul ultimilor ani la subiectele de bac. Alghezi, Barbu, Bacovia, Braga sau Eminescu sunt la bătaie cu Ion, Enigma Otingei sau Moromeții. Interesant e că procentul de promovare nu a fost deloc constant. Când s-au introdus camerele video, s-a dus în cap și promovabilitatea. Atenție! De la 70% la aproape 45%. Scuza a fost că elevii au fost timorați de existența unui ochi magic deasupra catedrei. Acum, după 3 săptămâni de grevă generală și un an școlar cu multe vacanțe, vom vedea ce rezultate vor obține cei 145.000 de elevi de clasa a 12-a. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost și marea finală a sezonului 2 din La Muncă și, ca întotdeauna, dar deoarece acest episod este aproape fumat, v-aș ruga să dați un mare pumn butonului de like. Să dați un share pe story pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. A trebuit să o spargem pe final.